supraviețuiește reducerilor feroce 7 zile din 7 pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună ziua, inima dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de 7 Days to Die. Sky, ce se întâmplă? Este ziua 29 și e ceasul 18.52. Ce ai făcut, man? Mă, ăsta e al treilea drum pe care îl fac către baza noastră principală cu prostioare de pe aici, din cufărul nostru magnific. Și am zis că pe ultima 100 de metri să vă iau și pe voi cu mine. Că, na. Bade, bade. Se întâmplă chestii interesante. Ok. E gol, e ok, e perfect. Este în regulă. Să mergem înapoi spre casă. Eu sper din tot sufletul să ajungem. Vreau să cred că o să ajungem. Hai cu tata, hai cu tata. Ușurel, ușurel, ușurel. Tare aș vrea să stau să-l omor pe gușterul ăsta, dar mi-e frică. Mi-e frică că nu o să ajungem la timp, așa că... Oricum, mai avem un cerc pe acolo pe lângă noi, nu este o problemă. Dacă ajungem și e ceasul, nu știu, 20, adică 8, da? Ne băgăm. Really, mă? Ok, nimic interesant. Teoretic, nu ar trebui să se audă bocăniturile, dar dacă se aud bocăniturile... îmi cer scuze. Lucrări, chestii, socotele, știți voi cum e. Așa, era să intru direct în el. Ok, ne oprim mai des pe aici că zi. Și așa, stamina noastră săraca nu prea. Că sunt într-o permanență fugă. De acasă aici și de aici acasă și tot așa. Băi, nu știu cum să facem, mă, mâncava sufletul vostru, nu știu cum să facem cu nopțile astea de hoardă. Nu am nici cea mai vagă idee cum ar trebui să procedăm. Teoretic. Zi. Ar trebui să ne facem o casă, numai că dacă stau să-mi fac bunkerul ăla, sicriul magnific. Dai de ce m-am speriat de care tot de noi. Râdem, glumim, știi? Practic, după aia stau 5 zile să mă plimb pe unde vreau eu să mă plimb. Așa și pe aia 2 zile iar stau să ajung înapoi. Asta mi-e buba foarte, foarte mare și nu știu dacă îmi convine. Bine, nici așa nu e tocmai ok, ca să zic. Adică stai o zi numai ca să baricadezi casa și nu-ți garantează nimeni că... Super, ok, da, asta e ala pe care îl pusesem un mental note. Vezi, caut aici că e posibil să... Salut, 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 la revedere, drum bun, mi-a făcut plăcere, not really. Asta l-am căutat, da, l-am căutat și era gol. 20 și 13. Cred că putem să ne băgăm să-l luăm pe gușter. Nici, mă. Care ești, mă? Potolește-te, mă, mă, Dumnezeu. Bravo. Ok, și acum nu a picat cerbul. A, n-a picat încă? Gata, mă. Ia stai, mă. L-am luat pe fraier. Sper că a doua săgeată nu l-a nenorocit de rău de tot. Hai, cu tata, dăm cărniță! Cam acasă numai conserve și nu mă încântă deloc ideea să rămân numai pe conserve. Așa, și asta zoase și alte prostioare, ok. Bun, fugi. Mai avem una și 15. S-a strâns un pic de stamina. E perfect. Hai că ușurel. Ajungem. Mai dăm așa, mai spargem câte asta, să mai luăm câte o fibră de pe jos. Nu știu dacă are... Hai, mă, așa, mă. Întrebare, dacă mă pun cu pumnul gol și dau, tot duc câte două el. Deci nu mă avantajează cu nimic că dau cu pumnul. Așa, bagă mare. Că dau cu cuțitul, pardon. Încă un gușter. Nu, n-am timp de tine, mai vreun. Avem cărniță suficientă, e ok, în regulă. Trebuie doar să ajungem acasă acum. Băgăm repede pe foc. Să sperăm că nu e nimic în jurul nostru care să ne împiedice să intrăm liniștiți în casă. Nu știu ceva, spre exemplu. 21-16. Vede cineva ceva?
Mai e pe aici pe undeva un cerb. Eu sigur că e. Gata, e închis, e închis, perfect. Dă repede asta de aici și aruncă-le cumva aici. Ok, ca să nu pută pe noi. Aia e singura bombă, să nu pută pe noi. Bun. Așa mă, fraților. Nu, stai așa, în primul și în primul rând. Am niște prostioare ca să mai eliberez din spațiu. Așa, țac, 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 țac. Asta e de armă, deci ar trebui să vină aici. Bullet casing-ul... Nu știu dacă le vreau aici. Cred că aici vreau muniție gata făcută. Așa. Mătăluță. Mai vede cineva ceva? Mai vede nimeni nimic, dar vreau astea să le punem aici să fie. Ok. Mâncarea. Aici ar trebui să vină mâncarea, din de care nu prea mai avem. Ok, în regulă nu ne panicăm. Toate astea aici. Mă, penele... Știi ce? Lasă-le aici, penele. Lasă-le așa că nu sunt de muniție. Mega crush. Asta e de mâncare. Da, mă, da, corect, că îmi lasă de la... Corect, 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 corect. O ton. Deci, mătăluță, te bagi aici. Nu știu... Diferența între ingrediente pentru mâncare și semințe. Asta e o dilemă existențială pe care o am eu în momentul de față. Ok. Cred că suntem în regulă în momentul de față, aproximativ și cât de cât. Bullet tips, nu știu ce, vrăjeli. Cobblestone rocks, asta cred că ar trebui să le pun la partea de construit, adică aici. Te mai avem deja acolo, băia deștept, băia deștept. Când vrea el. Ok. My friends. Ce facem noi pe aici? Hai să dăm scrap la câteva prostioare. Așa. Bă, eu avem aici un mixer pus la... Dude, am uitat complet de mixerul ăsta. Empty nightstand. Am uitat complet de mixerul ăsta. E doi înălțime, mă. Bă. Eu nu spuneți, mă, că e doi înălțime. Dude, ce putem să facem în tine? Asfalt, concrete mix și acum l-avem gravel, sand și stone. Și asta avem nevoie de sand, small stone și ciment. Păi și ciment, cum pui mi-a aflu, frate? Crushed sand. Și crushed sand se obține din small stone. Ok. Interesant. Și tu ai nevoie de combustibil sau ceva de genul ăsta? Sau... Se obține pur și simplu. Știi ce? Hai să facem un mic backup. Că na. La câtă muncă am avut astăzi, sincer, n-aș vrea să mă trezesc cu o hartă pe capul meu și chestii genul ăsta. O să fac un mic backup și revenim ca să pun și chestii în funcțiune pe aici peste noapte și în speranța că nu o să atragem ceva zombălei. Bun, așa, domnule, hai să vedem aici, hai să vedem. În primul rând, aș vrea ceva de mâncărică, dacă se poate. Dacă reușim să facem rost de un pic de mâncărică, ar fi ideal non-stop. Hai să vedem. Tu aici ai de toate mai puțin ce vrei eu să ai. Băi! Ce am făcut noi cu apa, mă? De ce avem foarte puțin apă? Bă, să vedeți voi că am lăsat apa mai de capul meu. Am pus-o și am uitat-o la... Cât de mie, am uitat-o în partea cealaltă, mă. Bă, am atâta muncă, atâta alergătură și am uitat-o în partea cealaltă. Jesus! Ok. Bun, în primul și în primul rând, vreau să testăm aici crush sand-ul ăsta, să vedem dacă e nevoie de... Se mișcă repede, dar face un zgomot infernal. Ok. Lasă-l acolo, că e bine de știut că avem. Așa, ciment. Cum obținem cement, my friend? Cement. Cimentul se obține la forge. Am nevoie de stone. Cum adică am nevoie de stone, mă? Păi și care e diferența între stone-ul ăla și... Asta e cobblestone, small stone, stone. Nu, cred că e ceva în neregulă. Cement.
You don't have the required fuel to craft this. Păi și cum îl fac omul lui Dumnezeu? Stone-ul ăsta. Cred că e cobblestone. Hai să vedem că poate na. Pana mea. Că e cu argilă, combinație cu argilă. Hai să vedem. Nu înțeleg ce vrea de la... Cum adică nu am the required fuel to craft this? Aici nu mă lasă deloc să fac nimic. Mă documentez și vedem pe parcurs că n-are rost să ne chinuim acum. Bun, my friend, bacon and eggs. Bacon and eggs, putem să facem 6 bucățele. Întrebare dacă facem. Așa. Bravo. Câte minute are mă nevoie? 2000. Ah, stai mă că da, corect. Uite, 1 și 10. Ia, tati, ia fă-i, mă, așa. Așa, mă. 1 și 10 și gata, mă. Băi, deșteaptă chestie. Nu am realizat absolut deloc. Baked potato. Avem un potato. Dar întrebare, altceva cu potato mai avem? Meat stew. Ia, atent. Putem să facem un meat stew. Putem să facem un meat stew, fraților. Ne ducem când răsare soarele. Ne ducem noi fain frumos. Avem și aici. 7 bucățele. Băga așa. Am uitat că avem carne și acolo. Bacon and eggs. Bagă. Un minut și încă un pic după aia. Un minut și cât, mă? Și 17. Să pupă, mă, că nu rezist. Hai să băgăm încă una, ca să fiu eu sigur. Așa, și avem bacon în ex, ești nebun. Ha, 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 tătic! O, viața e frumoasă, viața e bună, viața este magnifică. Ok. Bun, bă. Nu știu de voi, eu vă bag așa până un alta pe aici. Cu breasul ăsta nu știu dacă avem nevoie, dar avem un LED trophy, LED fishing weight și chestii de genul ăsta care sunt bune băgate la topit, așa că, my friend, am nevoie de lemn. Gimme, hai să nu mai punem la loc, ce ziceți? Bag aici. Nu știu câte minuțele e nevoie, dar să sperăm că nu foarte mult. Turn on. Vedem dacă se topește și ăsta. Gata, turn off. E bine. Bun. Hai acum să vedem cu îmbrăcămintea ce reușim să facem. Cu îmbrăcămintea și cu armele. Mai avem Hunting Rifle, Magnum, SMG, Hunting Rifle. Bă, nu știu, hai să combinăm tot ce se poate. Flashlight-ul ăsta o să îl pun pe ăsta pentru că am realizat o chestie pe care mi-a spus-o voi, dar am realizat-o târziu, știi că așa se întâmplă de obicei. Pe timp de noapte, dacă tot vin zobălăi și ne caută și oricum n-avem cum să scăpăm de ei, foarte, foarte bine, e bună ideea voastră să punem o lanternă pe ăsta, frate, că pe pistol. Nu? Magnum grip, Magnum parts, hunting rifle, stock. Da. Shotgun, stock. Noi avem un shotgun, nu? Uite-l aici. Mai avem ceva ce putem să combinăm? Asta putem să dăm scrap, asta putem să dăm scrap. Și asta o să le combinăm după aia. Ok, vin la tata. Ok. Pac, pac, 210 cu durabilitate un picuț mai mare. Un shell, hunting rifle parts, 169, 171, perfect. 322, 325, mă mir că mi-a dat ceva de genul ăsta. Ok, to my friend, assemble, dă-mi-l pe ăsta în 2 secunde. Așa, și hai să vedem, 119, cu așa, ne dă 120, nu e mare lucru. A, nu mă, stai mă, ăsta era, mă. Da, nu m-am prostit eu. Dintr-o dată zic, cum pana mea, mă,
o să nu meargă, ce ești cu capul, că doar ce am adineauri ce am desfăcut-o. Mă prostisim. Ok, deci de hunting rifle nu putem să-i facem în momentul de față absolut nimic. E ok, are hunting rifle. Bun, hai să vedem pe ăsta, să îl topim aici. Zim, te rog frumos că merge să fie topit. Vreau să cred că merge. Este bun, l-am topit acolo. Așa. Bă. E pe ăsta, bă, la fel, că mi se pare că e, se transformă în fier. Iron Enforce Club. Nu? Repair cu iron, bă, da. N-ar trebui să se poată topi? Bă, nu se topește. Lasă-l toate alea, că și sunt 5 bucăți de lemn, nu se supără nimeni. Bun. Hai aici să vedem la nenea asta, să-i punem și noi un flashlight. Să fie... Mă arată, mă, stai așa, ce? Ia atent cum arată. Cu banda adezivă, cu prostie de celul ăsta. Bine, mă, ok, gata, e ok, e în regulă. 3.25, deja vine noua zi, e ok, e magnific, este mirobolant. Așa, ce mă interesează acum? Mă interesează să vedem cum se fac shotgun shells-urile vieții. 4, nitrate powder, mă rog, asta vedem după aia. Deci, shot, nu știu. Ăsta, shotgun shell. Întrebare, ia, 2 secunde. Dacă dau aici shotgun, da, 1, 2, 1. Și am nevoie să fac buckshots. Și buckshots cum obținem, frate? O să le obțin de aici. Am nevoie de clay și am nevoie de leads. Nu am combustibil necesar pentru opunere. Ok, și problema în momentul de față este... Am și mie niște buckshots acolo, te rog. Câte era, mă? Câte... 1, 2... Aha, deci... Ah, bun, am înțeles. Bun, hai să vedem. Gunpowder. Gunpowder, știm că aveam două rețete. Una mai nașpa și una mai șmecheră. Deci n-ar fi bun în momentul de față să facem rost de un alchemical table de ăsta, nu? Sau cum se chemistry station. Ok, pentru tine, my friend, cooking pot, știm că avem burning barrel. Ăsta trebuie neapărat să facem rost de un burning barrel ca să putem face un chemistry station, da? Ok, deci mătăluța aici nu degeaba. Nu ne ajut cu absolut nimic, my friend. Nu dăduse, mă, să-mi facă, ok. Și am apăsat scrap la ăla de aici și nu mi-a întors absolut nimic. Interesant, ce pot să zic. Ei, nu le-am luat, mă? E grele, e complicate, fraților. Nu oricine poate să facă chestii de genul ăsta. Ok. Doar două, pentru că gunpowder este foarte, foarte scump în momentul de față. Gata, șef. Și am mai făcut și noi două glanțe. Aba, nu mi-a dat fierul. What the hell? M-am tâmpit, e ok, în regulă. Așa, și aici. Uite-le. Gata, tati. Bun, ce facem azi, fraților? Ne plimbăm. Eu propun să ne plimbăm. Avem un shotgun la noi. Avem un pistol la noi. Avem o grămadă de millimeter rounds, avem din astea, avem din astea, avem din astea. Ok, 10 mm nu am idee la ce se folosesc. Așa, hunting rifle nu îl folosim pentru că nu avem de ce să-l folosim. Și cam atâta din punctul ăsta de vedere aici. Bun, mai departe. Aici nu ne interesează scrap, putem să facem la astea eventual. Așa, și hai să luăm niște hainuțe pe noi, propun eu.
Ah, da. Am uitat de hăinuțe, că și hăinuțele la fel putem să ne... să combinăm câteva. Pe aici... ochelarii aia cred eu că o să ne fie foarte buni. E o mânușă. Plus 3 grade versus plus 1 grad. Ok. Hai că mai vedem. Armură. Ok, brown skirt. Mi-e sete deja. Fiera rămâne bine să fie. 5,29. Jades, bag my friend aici. Pac, pac. Ia, 191. 2,21. 82. 2,23. Costă așa. 2,28. Moss. Ok. Pac, pac. Nu. Scuze. Așa mă, nene, mă, așa mă. Bun. Oare ne mai facem aici? Poate că ar fi cazul să luăm niște fibra la noi, niște piatră la noi și o infinitate de lemne. Ceva de genul ăsta, ei? Mai avem nevoie de ceva de aici care să ne ajute pe parcurs. Cloth fragment, sincer, nu cred. Ăsta ar fi bun încă 10 bucăți ca să ne facem târnă cu opul de metal. Ok, și cam atât. Avem aici o grămadă de raw iron. Aici că stă bine. My friend. Forged iron. Ce am nevoie pentru tine? Mai fă și mie încă 10 bucățele, te rog. Ah, firar. Bag mare. Așa. De asemenea, să ne facem rapide tot astea ale noastre. Craft. 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 Come on, come on. Ăla e. Perfect. Ne-am făcut, mă? 5. Ăsta, da? Ia atent că putem să facem steel pickaxe. Dude, tot așa din 20 de bucăți. Tare. Cât steel avem aici? Cât oțel avem aici? Două bucăți, mai e mult și bine. Și steel, ce am nevoie pentru el? Trebuie să-l învăț în primul rând și avem nevoie de... ah, ok. Destul de în regulă. Steel vezi 20 cu 10. Versus 5 cu 10 cu 5. Ok, deci totul la jumătate și ăla e dublu. Gata, șef. Nu, ace, mă, axe. Dar cred că trebuie aici să mi-l fac. Este? Iron pickaxe. Craft, my friend. Bun. Cred că suntem pregătiți pentru a pleca în lume. Mama! I killed a man! Ta-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na-na. Crește, crește. Hai, bagă-l și pe ultimul. 86. 100%! Dacă crezi că e momentul. Așa. Bem aici un drink. Să ajungem și cu ăsta la 100%. Ne luăm așa. Ne luăm și două din astea de mâncare. Ok. Și o să doresc eu foarte tare să ne luăm de aici borcanele. Asta cred eu că o să ne ajute. Știi ce? Hai la jumătate că o să mai găsim pe parcurs pene, mă gândesc eu, și o să ne descurcăm. Sper, din tot sufletul meu mic și negru. Ok. Gata, dragilor. Hai să mergem să ne plimbăm. Bă, sper că am luat tot. N-am luat tot. Ba da, am luat tot. Târnăcopul încă mi se face. Ok, două secunde să ne plimbăm pe aici un picuț de tot. Să vedem dacă avem niște cadavre pe aici undeva. Au dispărut? Oarecum și cât de cât. Ok. Întrebarea mea, maximă, în momentul de față. Unde ne ducem? Unde ne ducem să ne mai plimbăm? Ar fi foarte bine, consider eu, să ajungem aici, la bunkerul nostru, ca să luăm prostia aia de... Hai să ne mișcăm. Să luăm prostia aia de barrel. Sărmâinile. Hai să știi ce, hai să mergem un pic pe colite. E o zi frumoasă afară.
Ar fi păcat să nu, să ne plimbăm un pic. Oh, I killed the man. Dai untura? Este... Hai încă una. N-am vrut, mă. Oameni răi, mă, n-am văzut așa ceva. Pene! Ta-ta-ta-ta-ta. Mă mulțumesc. Mama! Au făcut ăștia o parodie la... Bine, o parodie... Nu zic bine parodie. Hai să-i zicem un omagiu. Putem să-i zicem omagiu. Nu cred că se supără nimeni dacă îi zicem omagiu. La melodia asta de la Queen. Dar făcută cumva sub forma unei mici scenete. Ca să zic așa. Adică... Practic niște actori care interpretau cuvânt cu cuvânt cântecul. Da? Și era un băiat care a venit acasă la maică sa și începe mama. Tocmai ce am omorât pe cineva. Put a gun up to his face, pull the trigger, now he's dead. Sau ceva de genul, că nu mai știu exact versurile, că mai știți că eu cu memoria stau foarte, foarte, foarte bine. Mi s-a părut interesant. Mi se pare că este de la Corridor Digital. Deci dacă aveți răbdare, după ce se termină acest videoclip, sau puneți-mă pe mut în fundal. Dacă nu vreți să mă mai uitați la mine că sunteți oameni răi, mă, și nu mă iubiți, e ok, în regulă. Eu vă cred. Răilor. Să vă uitați la Corridor Digital și asta cu Queen. Nu mai știu exact cum se cheamă. Dar oricum de la Queen.